Primăria Comunei Dragodana a organizat prima etapă a celei de-a doua ediții a evenimentului intitulat Dragodana în mișcare, un concurs pentru biciclete prin care se oferă o opțiune sănătoasă de petrecere a timpului liber pentru copii în primul rând, însă invitația le-a fost adresată tuturor cetățenilor de a veni cu mic, cu mare. Am un obiceiu pentru biciclete. Da? Da. Ai obosit puțin? Da. A fost că am solicitat traseul, nu? Da, dar n-am obosit de tot. Mai reziști? Da. Până la final crezi? Da. Nu a fost greu, m-am descurcat destul de bine, n-am obosit deloc. A fost destul de cald, am transpirat. Am obosit. Cred că da, nu știu ce să zic. Bicicleta a rezistat și ea? A rezistat, tot mi-e în râiul cu ea. Că ai apucat lumea la ea? Da, am luat cât o să ne ajungă ca să putem supraviețui. Greu? Da. Ia povestește, cum ai reușit să ajungi până aici? Că totuși ai fost câțiva kilometri. Da. Am ajuns repede pentru că am mâncat și o coastă și coasta a fost foarte grea. Am urcat-o pe bicicletă, nu mai am dat jos. Mergi cu bicicleta zilnic? Da. Îți place? Da. Puțin obositor, dar ne-a plăcut. Cel puțin mie. Da. Da. Unde a fost cel mai greu? Atunci când am urcat. Când a trebuit să urcăm aici. Da. Da. Pedalați în fiecare zi, vă place? Da. 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 Am în două, împreună. Ieșim împreună, adică e un hobby. Experiență pentru tine. Super tare. Ai mai participat la astfel de concursuri? Cum să nu? Atâta oară. A doua oară. Și cum ți s-a părut? Cea mai tare experiență. Concursul se bazează și pe o acțiune de tradiție a Primăriei Comunei Dragodana, care începând cu anul 2016 a oferit an de an copiilor care au intrat la grupa pregătitoare câte o bicicletă. Bună ziua, suntem la Dragodana, Dragodana în mișcare. Această acțiune pe care am conceput-o în anul 2016 când am ajuns primar al Comunei Dragodana. Școala, copiii sunt o prioritate pentru noi, Primăria Dragodana, și începând cu anul 2016 am oferit fiecărui copil din Comuna Dragodana câte o bicicletă. Având în vedere că toți copiii au câte o bicicletă, i-am provocat la această acțiune Dragodana în mișcare, ce presupune realizarea, parcurgerea unui traseu prin Comuna Dragodana, împreună cu toți copiii și nu numai, au fost și părinți și sunt prezenți și acum, și adulți și bunici, avem toate vârstele, pentru că acest circuit nu este foarte complicat, nu este, chiar dacă suntem în zona, să spun, a piciorului de munte, nu suntem la munte, suntem într-o zonă de șes și este un traseu lejer ce poate fi parcurs de la cel mai mic până la cel mai mare. Este vorba de un traseu de aproximativ 10 km în prima etapă, 10 km în a doua etapă. Acțiunea se desfășoară pe localități, Picior de Munte, Boboș, Pădureni, primul Calup, primul tronson, celălalt Dragodana, Stroș, Burduca, Cuparu. Practic am acoperit întreaga comună, am prins în această acțiune toți copiii din Comuna Dragodana. Am încercat prin această acțiune Dragodana Mișcare să scoatem copiii din fața calculatoarelor, a telefonelor, în general a device-urilor, să-i aducem la mișcare, să-i reîmprietenim, pentru că am avut 2 ani de pandemie unde fiecare a stat mai izolat, am stat mai individual. Prin această acțiune reușim să ne reîntâlnim noi între noi, cei din Comuna Dragodana, și nu numai, pentru că avem aici prezenți foarte mulți și din alte localități, avem din Târgoviște, avem din Găști, sunt cei care au văzut pe Facebook acțiunea și au venit să fie alături de noi. Vom continua an de an, în timpul verii, chiar dacă este vacanță, vom aduce copiii să facă mișcare, să simtă că viața se poate trăi și altfel.
În primul rând, această activitate este susținută din sponsorizări, nu este susținută din banii primăriei, însă chiar și dacă ar fi fost susținută din banii primăriei, tot timpul cârcotașii vor găsi un motiv să spună că altceva este, reprezintă o prioritate. Și copiii noștri sunt o prioritate și prioritatea principală, pentru că atunci când vorbim de educație, în principal vorbim de copii, când vorbim de viitor, vorbim de educație și de copii. Indiferent cât am investit în copii, tot nu este suficient. Acțiunile de acest fel completează celelalte inițiative ale administrației publice locale care vizează dezvoltarea localității în spiritul protejării mediului înconjurător. Dragodana este mișcare. Este într-o continuă mișcare, nu numai la propriu, pedalând, ci și în tot ceea ce privește realizarea investițiilor în general a infrastructurii în comună. Avem în comuna Dragodana, cred că sunt 12 km până în momentul de față de trotuar, unde putem circula cu bicicletele. Anul acesta vom începe o altă investiție care se numește chiar pistă de bicicletă, datorită faptului că este mai mare, puțin mai lată față de un trotuar normal. Pistă de bicicletă ce va fi folosită de locuitorii comunei noastre, pistă bicicletă ce va fi de-a lungul drumului național care este aglomerat și în felul acesta ne dă posibilitatea să evităm accidentele ce se întâmplă destul de des pe acest drum național DN72. Deci infrastructura începe să pună la punct, cred că 60-70% este implementată, urmând ca în perioada viitoare să finalizăm această investiție, această infrastructură pentru bicicliști. Pe pistă bicicletă să pedalăm, să fim prietenoși cu mediul. Acum avem în implementare un proiect prin care înființăm 4 stații de încărcare electrică, autovehiculelor electrice. Este adevărat că acum piața nu este foarte extinsă, nu avem foarte multe mașini, din ce știu avem 8 mașini electrice în comună, însă trendul acesta este. În felul acesta venim în întâmpinarea celor care doresc achiziționarea unei mașini electrice, punând la dispoziție aceste 4 stații de încărcare electrice, supercharge, avem una de 75 de kW, una de 50 de kW și două de câte 25 de kW. În viitorul apropiat, probabil că se vor mai deschide măsuri de finanțare pe fondul de mediu și vom accesa și acele măsuri pentru a extinde practic în fiecare sat să avem câte 2 stații de încărcare electrice, dând posibilitatea tuturor cetățenilor din fiecare sat să-și încarce mașina la el acasă. Momentul cel mai așteptat a fost premierea participanților. Etapa a doua a concursului va avea loc pe data de 6 august. Pe 6 august întâlnirea este la Dragodana, vom parcurge satele Dragodana, Străuști, Burduca și Cuparu. Vom avea la fel un traseu de aproximativ 10 km, la fel premii, la fel lume multă ca și acum, la fel mișcare, la fel aer curat.